Stimați telespectatori ai postului Alfa și Omega, în această zi mă bucur să vă reîntâlnesc, să mă pot adresa vouă. Cu prilejul acestei sărbători, spun eu, cea mai mare a creștinismului, sărbătoarea morții și a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Este adevărat că anul acesta, la 2020 de ani după Domnul Iisus Hristos, această sărbătoare ne găsește distanțați social, departe unii de ceilalți, departe de membrii ai familiei, cu posibilitatea de a circula puțin, dar știm un lucru, că Dumnezeu rămâne suveran. Știm că și în acest an, bucuria ar trebui să ne inunde inima în dimineața învierii. E adevărat că și Domnul Iisus Hristos a trecut prin situații dificile. E adevărat că într-o săptămână mare, El, Fiul lui Dumnezeu, a fost părăsit de toți, chiar și de cei dragi. Dar El a dus planul de mântuire până la capăt. Domnul nostru Iisus Hristos a străbătut drumul până pe dealul căpățânii, acolo unde și-a dat viața. Și-a dat viața pentru ca eu și dumneavoastră să putem deveni niște copii ai lui Dumnezeu, să putem deveni niște moștenitori ai cerului. E așa de frumos să putem și în anul acesta să parcurgem drumul împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Să trecem prin suferințele prin care a trecut El și n-a fost privat de această experiență. Și în cele din urmă să putem să mergem împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos înspre cerul, cale pe care El a deschis-o, cale pe care o cunoaște mai bine decât oricine altcineva. Pentru că El a venit din ceruri, a murit pentru noi, a înviat și s-a înălțat la ceruri. Și ne-a făcut o promisiune că se duce să ne pregătească un loc, ca acolo unde este El să fim și noi împreună cu El. Aș vrea să vă las câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7 și versetul 8, care ne spune: măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăjnuim, deci, praznicul nu cu un aluat vechi, ci cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Doresc ca această sărbătoare să vă găsească pe fiecare dintre dumneavoastră având azimile curăției și adevărului. Haideți să trăim în curăție, haideți să iubim adevărul, haideți să trăim în așa fel încât să putem să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați de Domnul!